Ne mai desparte puțin timp până când vom trece la ora de iarnă, care este și ora standardă a României. De ani buni, trecerea de la ora de vară la cea de iarnă se face în ultimul weekend al lunii octombrie. Duminică 31 octombrie va fi cea mai lungă zi din acest an, una cu 25 de ore. Acest lucru se datorează faptului că România va trece la ora de iarnă. Practic, în noaptea de 30 spre 31 octombrie, ceasurile se vor da înapoi cu o oră, ora 4 devenind ora 3. Ora de iarnă va fi în vigoare până în ultimul weekend al lunii martie din 2022, dacă nu apar schimbări legislative între timp. Parlamentul European a adoptat în urmă cu 2 ani o rezoluție prin care se cere statelor membre să își aleagă oră standard din 2021, dar România nu a dat un răspuns pe această chestiune până în prezent. Sistemul cu ora de vară și cea de iarnă a fost adoptat în România în anul 1932, iar după câțiva ani de funcționare a fost suspendat. În țara noastră s-a revenit la acest sistem din 1979.